Premierul Victor Ponta l-a numit pe sălășanul Nociu Tocjolt în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor cu rangul de secretar de stat. Mai multe amănunte aflăm de la colegul meu, Adrian Lungu. Premierul Victor Ponta l-a numit pe sălășanul Nociu Tocjolt, medic veterinar în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj și membru al UDMR Sălaj în funcția de secretar de stat în postul de vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor la nivel central. Numirea a fost publicată în Monitorul Oficial după ce premierul Victor Ponta l-a demis din această funcție pe secretarul de stat Marian Pințur, această funcție revenind de acum sălăjanului din cadrul DSV. Să